Eu am venit ca simplu cetățean pentru că nu e nimeni mai presus de lege și nu s-a înțeles bine ce înseamnă imunitate. Imunitatea în niciun caz ideea de imunitate nu este pentru actele politice. Dau mereu exemplu de pudurile care putem sau nu putem să le aprobăm în primările de sector, dar în niciun caz pentru crime, pentru tot ce este de drept comun, pentru abuzuri, acolo nu există imunitate. Și faptul de a trimite cineva în fața justiției mi se pare absolut baza democrației. Sunt aici ca cetățean, pentru că nimeni nu e mai presus de lege. Și mesajul domnului Nicușor Dan, l-ați citit, îl știți? Da, știu, dar eu nu sunt aici în calitate de... Membru marcant al USR, nu sunteți? Nu sunteți membru marcant al USR. Eu sunt aici ca simplu cetățean și vreau să-mi păstrez dreptul de a putea protesta. Asta e un drept pe care îl am. Eu acum sunt cetățean acestui țări și am dreptul de a protesta. Am înțeles. Ok.